Bun găsit la Prima News, domnilor, este ora 12. Începem cu titlurile orei. Congresul PPE, organizat de PNL în perioada 6-7 martie, va face din București capitala politică a Europei. La eveniment vor participa președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și 13 șefi de state și de guverne din Uniunea Europeană. Importanța evenimentului este dată nu doar de amvergura lui, dar și de agenda care va fi pusă în dezbatere, politici europene, dar și sprijinul pentru Ucraina. La Congresul PPE se va alege candidatul pentru președinția Comisiei Europene. Actualul primar al capitalei, Nicu Șordan, este de părere că e neserios ca PNL și PSD să facă un proiect pentru București în doar 3 luni, cât mai sunt până la alegeri. Ce e important e că noi avem un primar în funcție care în sondaje are 30-35%, 36% în ultimul pe care l-am văzut. Avem un partid, PSD, care are 30-35%. Avem alegeri într-un tur. În alegerile într-un tur, oamenii votează util și asta o să fie meciul. Asta este predicția mea, a declarat Nicu Șordan duminică seara la B1 TV. Ministerul Educației organizează în perioada 4-7 martie simularea examenului de bacalaureat. Prima probă, respectiv cea la limba română, este susținută luni. Peste 146.000 de elevi vor susține probele scrise în 1320 de școli din întreaga țară, iar rezultatele vor fi anunțate pe 15 martie. Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, în urma căruia și-au pierdut viața aproximativ 1500 de oameni și 11.000 au fost răniți. România este în continuare una dintre țările cele mai expuse la seisme, aceasta aflându-se în topul riscurilor de care se tem românii. Peste jumătate dintre români sunt îngrijorați că un cutremur sau un incendiu le-ar putea afecta locuința. Cu toate acestea, la nivel național, doar una din 5 locuințe este asigurată, potrivit unei cercetări realizate de IRES la solicitarea UNSAR. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, califică drept o încercare de intimidare psihologică amenințările președintelui rus Vladimir Putin referitoare la utilizarea armelor nucleare. Întrebat într-un interviu pentru LP, cât de serios este Putin, care a vorbit joi despre un atac nuclear care ar distruge întreaga civilizație, Joana a afirmat că este extrem de iresponsabil pentru o superputere nucleară precum Rusia, care are obligația de a da dovadă de reținere, face parte din arsenalul său de intimidare și presiune psihologică. Nikki Haley l-a învins pe Donald Trump la alegerile primare republicane din Washington DC, prima sa victorie în fața fostului președinte în campania din 2024 pentru a deveni candidatul republican la președinție, informează BBC.com. Ea a pierdut în Carolina de Sud, statul său natal, dar ea este prima femeie care a câștigat un scrutin primar republican din istoria Statelor Unite ale Americii. O rachetă SpaceX a decolat din Florida, transportând un echipaj format din 3 astronauți americani și un cosmonaut rus, care se îndreaptă spre Stația Spațială Internațională pentru a începe o misiune științifică de 6 luni pe orbita Pământului. Continuăm cu sport. Partida Șepsii Fece Voluntari din runda 29 a Superligii va avea loc de la ora 17, iar meciul Ucraiova Rapid se joacă de la ora 20. Ambele meciuri vor fi transmise în direct pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Bineînțeles, golurile și toate fazele importante vor putea fi văzute în format live video pe site-ul primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Temperaturile sunt cu mult peste cele normale în prima decadă a lunii martie, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade pe litoral și 19 grade în dealurile de vest. Domnilor, discutăm despre întâlnirea socialiștilor europeni care a avut loc la Roma, la care a participat și premierul Marcel Ciolacu. Socialiștii europeni, socialdemocrațiile europene s-au întâlnit reprezentate de liderii partidelor din țările membre și au discutat despre candidatul susținut de formațiunea PES la șefia
Comisiei Europene. Și avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Ce șanse are Nicola Schmidt la președinția Comisiei Europene? Doamnelor, domnilor, ne întoarcem la dezbateri după o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Vă prezint invitații de la această oră, în prima parte a dezbaterilor. Sabin German. Bun, o să refacă colegii legătura cu Sabin German, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Bogdan Balanișcu, din partea Partidului Social Democrat, este alături de noi. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Imediat o să ni se alăture, cum spuneam, și Sabin German și undeva pe la jumătatea orei și Ovidiu Nahoi, expertul Prima News în politică externă. Domnule Balanișcu, v-am invitat întrucât faceți parte, sunteți reprezentantul familiei social-democrate din România, de la noi din țară, reprezentant al Partidului Social-Democrat. Socialiștii europeni s-au întâlnit la Roma, au stabilit și un candidat, un contracandidat pentru actuala președintă a Comisiei Europene. Hai să începem cu un comentariu, după care intrăm mai adânc în subiect. Vă rog. Bună ziua din nou. Da, într-adevăr, am fost unul dintre participanții și din membrii din delegația care a luat parte la Congresul PES, ce a avut loc, așa cum foarte bine ați spus și dumneavoastră, la Roma. Cred că sunt de menționat câteva chestiuni. Din această delegație au făcut parte și alți colegi social-democrați și delegația a fost condusă de președintele PSD, de domnul Marcel Ciolacu, alături de domnia sa, alți colegi europarlamentari, Victor Negrescu, Dragoș Benea și ceilalți colegi eurodeputați, dar și membri ai Partidului Social-Democrat, membri ai PES Activists România. Ce important de menționat, raportat la ceea ce a avut loc la Roma, cred că sunt două chestiuni. Pe de o parte, faptul că a fost prezentat și votat programul politic al PES pentru ceea ce înseamnă alegerile europarlamentare și prioritățile pe care socialiștii europeni le aduc în fața electoratului și le propun pentru acest mandat. Iar pe de altă parte, faptul că domnul Nicola Schmidt a fost votat ca și candidat unic din partea PES-ului pentru președinția Comisiei Europene. Cam asta, să zicem, ar fi pe scurt o introducere în ceea ce a fost la Roma la sfârșitul săptămânii trecute. Spunea Marcel Ciolacu că Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare. Dați-ne exemplu de câteva politici dintre acestea, vă rog. Vă spuneam că au fost adoptate inclusiv ca linie de priorități și programul socialiștilor europeni, familia stângii europene din care face parte și Partidul Social Democrat. Iar aici sunt vizate mai multe chestiuni. Sunt vizate politici și pe zona de tineret, sunt vizate politici sociale, sunt vizate politici, de exemplu, despre ceea ce înseamnă accesibilitatea tinerilor, în special pentru locuințe. Sunt vizate politici ce țin inclusiv de componenta de mediu, apropo de ceea ce am văzut și vedem că se întâmplă la nivel european, inclusiv partea de proteste ale fermierilor, iar reprezentanții proteste PES pornite de la deja celebrul Green Deal susținut. Green Deal, exact. Bun, deci ați venit cu un program care să fie în antiteza Green Deal-ului, practic, sau care să rezolve problemele cauzate de Green Deal care au dus la protestele fermierilor și nu numai, la nemulțumiri. Da, și am văzut că parte din aceste chestiuni n-au venit din partea stângii europene, ci mai degrabă din partea populiștilor. Dimpotrivă, din această perspectivă, PES-ul este alături de fermieri în acest context și aici trebuie să avem linia de echilibru între ceea ce înseamnă un viitor în care să avem grijă de mediu și de sănătatea noastră, dar în egală măsură ceea ce înseamnă sprijinul și cum abordăm aceste
chestiuni, astfel încât să nu aibă nimeni de suferit. Este un concept pe care socialiștii europeni îl promovează de ceva timp și acest concept face referire la a nu lăsa pe nimeni în urmă, iar această chestiune se traduce în practică inclusiv din aceste perspective. Și să nu uităm faptul că dacă discutăm de componenta de agricultură, uitați că acea inițiativă de reducere cu 50% a pesticidelor a creat acest val de nemulțumire și n-a fost o măsură care să fie echitabilă. Pentru că dacă e să ne uităm un pic din punct de vedere tehnic, Olanda, de exemplu, folosește, dacă mi-aduc bine aminte, cifrele cu peste 70%, peste media europeană, mai multe pesticide, în timp ce România folosește cu 30% sub media europeană. Și atunci o măsură de acest tip, din pix, ca să spunem așa, nu ar rezolva cu adevărat problema, da. Dimpotrivă ar crea prejudicii pentru cei care activează în agricultură. Dar aș mai adăuga, cu permisiunea dumneavoastră, o altă chestiune foarte, foarte importantă. Au avut loc mai multe întâlniri între președintele Marcel Ciolacu și ceilalți lideri europeni, cum ar fi Pedro Sanchez, care este cel care coordonează președintele Consiliului de Miniștri din Spania. Și cred că este important de menționat și activitatea colegului nostru Victor Negrescu. Și uitați că la nivelul PES-ului s-a reiterat sprijinul pe care stânga europeană îl oferă României pentru integrarea deplină în ceea ce înseamnă spațiu Schengen. Și să nu uităm faptul că tot stânga europeană a fost și cea care a sprijinit România, astfel încât să facem acest prim pas în sensul aderării pe calea aeriană și maritimă în spațiul Schengen. Eu cred că din acest punct de vedere putem spune că România contează și are un cuvânt de spus la nivel european și are parteneri la nivel european care sprijină interesele noastre naționale. Bun, îl salut și pe Sabin Gherma, realizatorul emisiunii România de la A la Z. Salutare, Sabin, mulțumesc că ai acceptat invitația. Salutare, Andrei, salutare tuturor. Hai să începem cu un comentariu. S-au întâlnit socialiștii europeni, liderii partidelor social-democrate la nivel european, lideri de state, de guverne. Urmează și la București o întâlnire a PPE săptămâna aceasta, dar hai să începem de la evenimentul de la Roma. S-a stabilit și un candidat, iată niște politici, ne descria domnul Balanișcu, niște politici agreate între reprezentanții partidelor și guvernelor. Te rog, Sabin. De hârtie toate stau foarte bine. Acum trebuie să înțelegem că și socialiștii și popularii, care au atât de aproape, hai să zicem, congresele, au o problemă. La socialiști sunt econemulțumiți, să zicem, care le stau în coastă și încep să le fac concurență. La popular sunt ultraconservatorii, populiștii, dacă vrei, de dreapta, care și ei fac concurență pe o ideologie din ce în ce mai puțin de înțeles. Acum, sigur că dacă ne luăm la proiecte sociale, etc., etc., să știți că aceleași chestiuni le regăsiți cam la toți, cu mici diferențe. Dar asta, să știi, congresele astea, eu am participat la câteva, sunt făcute așa să dea bine la presă, se face o conferință de presă, se fac la Roma sau la București, presa merge acolo ca să mai ia câte un interviu unuia pe care l-am mai văzut la televizor pe mai știu eu ce canale internaționale și cam atât. Pentru că dacă te uiți la proiectele și ale stângii și ale dreptei, cam de 20 de ani sunt cam aceleași. Numai că nu există finalul, nu există realitatea din campaniile astea electorale, pentru că până la urmă sunt niște campanii electorale. Acum, mai trebuie spus o treabă. Dacă ceva a ridicat Europa după război, a fost capitalismul și n-a fost socialism. Dacă ceva a dus în groapă Europa, vezi toată nebunia asta, dependența de Rusia, a fost socialismul. Amintiți-vă de premiul Nobel pentru pace, nu-i așa, Germania, Östpolitik, deschiderea către Rusia, acel cancelar german care a luat și 71, mi se pare, premiul Nobel pentru pace, un fel de hai să ne împăcăm cu rușii. Pentru că socialiștii, din păcate, nu pot scăpa de rădăcina asta, care are în pământul ăla de bolșevism, are rădăcinuțe. Sigur că nu toți sunt bolșevici, ar fi culmea. Marea majoritate sunt socialdemocrați. Însă, în estul Europei au rămas cu aceleași tare. Și o să vă dau un exemplu. Da? 170 de companii de stat în Germania, care are un
o populație și un teritoriu mult mai mare decât România și 1200 de companii de stat în România. Comparați 170 cu 1200. Comparați performanțele Germaniei cu performanțele României. Aici se vede socialismul în dizabilitățile lui profunde, pentru că socialismul nu înțelege un lucru. Băieți, ca să aveți ce împărți, pentru că despre asta este vorba în socialism, trebuie mai întâi să aveți ce. Adică trebuie lăsată, și a fost o discuție și în 1920 în România, lăsați pe ăștia de dreapta, cu antreprenoriatul, cu dezvoltarea personală, cu dezvoltarea de afaceri, cu etc., lăsați-i să existe ceva acumulat în bugetul țării. Pentru că altfel veți împărți, așa cum faceți de 100 și ceva de ani, doar sărăcie. Și atenție, tentațiile sunt imense, pentru că lângă chestiunea asta cu să le plângem de milă săracilor, mai există și populismul ăsta la dracu cu toți bogați. Eu o văd în Franța. M-am întors acum două săptămâni din Paris, păi vreau să spun că erau străzi întregi în care numai Frexit, Frexit, Frexit. Și atenție, erau partidele de stânga, de extremă stânga, să nu cădem în așa. Extrema stângă care își dorește, gata cu Europa, gata cu Uniunea Europeană, sunt prea multe reguli. E adevărat. Dacă ne uităm pe glob, America inovează, Europa normează. Dar nici să te duci înspre plângerea de milă că vezi, Doamne, există săraci. Hai să vedem care e cauza. Dar nu cumva săracul ăla a dat cu creta după profesor. Nu cumva sistemul de educație este în așa fel, exact ca în România. Știi, când până în clasa 12 trebuie să fii academician și din clasa 12 mergi la AGFM să-ți iei ajutor de șomaj. Adică, hai să ne ducem la chestiuni concrete, că așa numai bla 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 de asta de la popular și socialiști, asta zero barat. Da? Pe românește. Uite-te la ce se întâmplă în București, lângă voi, copil violat de două ori și o directoare care vorbește despre da, dar era vacanță, începea vacanța în 10 iunie, nu putem face nimic. Adică vorbim despre un stat care nu mai există și nu vorbesc de disoluția statului, ci de un fel de butaforie statală cu instituții, cu tot felul de lea. Asta se numește anocrație, chestia asta. Adică ai instituții care seamănă cu alea funcționale în Occident, ai absolut tot ce seamănă cu aia din Occident, numai că nu funcționează. Este ca și cum să-i lua o mașină cu caroserie vopsită frumos. Și atunci care sunt soluțiile? Instituțiile le avem. Soluțiile sunt la îndemână noastră. Pune lege că-l bagi la pușcărie pe ăla 10 ani de zile, fără să trebuiască să scrie cărți de poezii, da? Dacă mai pune un director numit politic. Da? Când ai numit politic un om, ăla va da socoteală nu în fața economiei reale, ci în fața, nu știu, într-o ședință de partid. Da? Ăla va fi extrem de atent să nu-și facă praf relațiile cu șeful de partid, nu atent ca să nu-și facă praf compania. 1200 de companii de stat este incredibil. Suntem, și uite-te la funcționari. Avem mai mult cu 30% bugetar decât are Polonia. Polonia, care are 37 de milioane de locuitori, 38 de milioane. Adică undeva va trebui să zicem, bă băieți, nu cumva ați pus statul ăsta mai presus decât cetățeanul. Pentru că în țările atinse de socialism, asta se întâmplă. Statul este mai important decât cetățeanul. Și în momentul ăla poți să zici și cuvântul vraiște, așa cum este în România de foarte multe decenii. Stai puțin, Sabin, că aici s-ar putea să te contrazică domnul Baraniciu. Vă rog, domnule Baraniciu. Vă rog. Cu tot respectul, dar cred că ați amestecat un pic merele cu perele și eu pot să înțeleg și pot să respect fără nicio problemă, inclusiv diferența de opinii și inclusiv simpatiile pentru ceea ce înseamnă diferitele abordări doctrinare din această perspectivă. Iar ca o scurtă paranteză, să știți că pentru mine doctrina politică, dacă e să o simplific, să spun așa, într-o propoziție foarte scurtă, se regăsește în practică strict în ceea ce înseamnă stilul de management al comunităților. Fie că discutăm de comunități locale, fie că discutăm de comunități naționale sau discutăm de ceea ce înseamnă cum gestionăm, cum manageruim politicile la nivel european. Dar sunt câteva lucruri unde aș dori să vă contrazic în abordarea dumneavoastră vis-a-vis de ceea ce înseamnă socialist. Și o să vă dau câteva chestiuni. Ați făcut o comparație cu ceea ce înseamnă Germania și, bineînțeles, trebuie să ne uităm tot timpul la ceea ce înseamnă și țările care, din anumite perspective, sunt înaintea noastră, iar Germania este una dintre acestea. Dar nu putem să nu ținem cont și de ceea ce a însemnat perioada de dictatură comunistă care a fost în România versus ceea ce a fost în Germania. Nu putem să ținem cont
de drumul pe care cele două țări, Germania și România, l-au parcurs de la al doilea război mondial încoace. Iar dacă tot discutați de abordare strict din punct de vedere doctrinar și cum se regăsește aceasta la nivelul statelor, uitați că Germania, apropo de ceea ce susține Partidul Social Democrat la nivel național, are o impozitare progresivă. În Germania, veniturile sunt impozitate cu procente între 14 și 45%, ceea ce este o politică de stânga, nu este o politică de dreapta. Și uitați că vă uitați și admirați în anumite perspective o țară europeană, dar în egală măsură în spate uitați că este gestionată prin diferite politici de stânga. Iar raportat la ceea ce spuneați dumneavoastră, eu sunt total de acord cu dumneavoastră, că mediul privat trebuie susținut. Și dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în România, o să vă dau un singur exemplu de o linie de finanțare de un proiect care a fost lansat de Partidul Social Democrat și care astăzi, după 5 ani de zile de la prima lui lansare, putem să vedem și efectele pozitive pe care le-a avut în economie și mă refer aici la nivelul mediului privat și discut de programul Startup Nation. Eu nu am văzut din partea dreptei din România să vină cu programe care să sprijine într-adevăr partea de antreprenoriat. Iar această chestiune și profit de ocazie ca să o clarific. Eu știu că la nivelul țării noastre și la nivelul electoratului nostru s-a indus fundamentat, nefundamentat și nu are rost acum să intrăm, cred că, în foarte multe detalii, domnule, pentru că nu avem la dispoziție, dar s-a indus, dacă îmi permite să-mi termin fraza, s-a indus ideea că stânga românească, în speță socialdemocrația românească, are, eu știu, diferite conexiuni cu ceea ce a însemnat perioada comunistă. Eu vă spun un singur lucru. La Revoluție eram în clasa a întâi și sunt un anticomunist. Iar dacă e să discutăm strict pe această componentă, eu cred că faptele și ceea ce înseamnă măsurile de guvernare ale Partidului Social Democrat arată că există o diferență majoră din această perspectivă și lucrurile nu trebuie confundate. Dimpotrivă, stânga și Partidul Social Democrat din România este partidul care este orientat către componenta de progres și are acest element progresist în ceea ce înseamnă abordarea de politici publice. Și da, este adevărat, dacă e să discutăm și de categoriile defavorizate, este unul dintre pilonii noștri și vom avea grijă de această chestiune. Dar acest lucru nu trebuie confundat cu a încuraja, de exemplu, nemunca sau a încuraja pe cei care nu doresc să fie parte activă din societatea în care trăim. S-au dus acele vremuri de acum 15-20 de ani când ajutorul social era la nivelul, de exemplu, al salariului minim pe economie și atunci cetățeanul nu era încurajat să muncească, dimpotrivă, era încurajat să stea acasă. Uitați că sunt diferențe de abordare și aceste chestiuni, eu zic că se văd practic în ceea ce înseamnă prioritățile de guvernare. Bun, domnule Balanișcu, imediat îi permit lui Sabin să vă răspundă. Doar câteva mențiuni, pentru că ați spus că mediul de afaceri într-adevăr trebuie sprijinit. Cum l-ați sprijinit mai exact? Pentru că ne amintim toată discuția fiscală, toată discuția de câte ori a fost modificat codul fiscal. Sunt foarte mulți investitori cu care am mai discutat inclusiv aici la Prima News, numeroși analiști economici care spun că nu există o predictibilitate în România pe zona asta fiscală. S-au trezit antreprenori cu impozitele majorate. Acum, sunt și de acord cu dumneavoastră că cel puțin de când e coaliția asta de guvernare, nu știu cât se simte componenta de dreapta. Însă mi-ați dat exemplu Startup Nation, care, domnule, a fost un program care sprijinea covrigările, șaurmeriile, lucruri de genul acesta. Adică au fost și programe de dreapta, IMM Invest, au fost niște lucruri și de partea de dreapta, dar, mă rog, astea, bineînțeles, doar niște mențiuni. Te rog, Sabin. Păi, în primul rând, aș merge nu către Germania, ci către Polonia. Polonia n-a avut un kilometru de autostradă în 89, dar a venit Valcerovici, spre deosebire de Ion Iliescu, ziceați că erați în clasa noua și sunteți anticomunist. Ion Iliescu n-a fost anticomunist, că în 52 scria articole despre fericirea de a studia în Uniunea Sovietică, mă rog. Dar Polonia nu avea niciun kilometru de autostradă. Astăzi se duce în Polonia și o să vezi o grămadă de nemți care se mută în Polonia pentru că viața e mai bună. Vorbim de Slovacia, care a fost vai mama ei în 2003-2002 cu Mečiar, un Mečiar ultranaționalist, nu-i așa? Și Iaca este în zona
euro. De Slovenia nu vorbim pentru că nu vrem să ne dăm să ne dea lacrimile. Sunt o mulțime de țări și, întâmplător sau nu, cumva noi am ratat începutul ăsta și l-am ratat prin Ion Iliescu și prin tot felul de porcării și ia ca suntem la bătaie cu ultimul loc, cu Bulgaria. Pe de altă parte, îmi spuneți despre antreprenoriat. Peste 100.000 de locuri de muncă, de alea de două ore, în care mergea un student, mergea o doamnă care făcea curățenie prin birouri, au dispărut pentru că de la dumneavoastră a venit, cred că domnul Socol a fost cu ideea, domnilor, există evaziune fiscală că ăștia de fapt plătesc 8 ore și plătesc 8 ore și zic acolo pe acte că plătesc numai 2 ore. Ok, te duci la ea. Nu arunci copilul doar pentru că covata e murdară. Asta ați făcut. I-ați luat pe toți ca pe niște infractori. Este ca și cum noi am spune, antreprenorii sau oamenii obișnuiți, sunt câțiva hoți acolo în Parlament, să se desfințeze Parlamentul. Adică nu s-a reparat nimic. Domnul ăla care e acum la fonduri europene a greșit bugetul. Bugetul României a fost greșit de domnul ăla din Buzău, întâmplător, ca domnul Ciolacu. Ei bine, în loc să fie admonestat și dat afară și reparat, a fost pus ca să facă praf nu numai bugetul lei, să-l facă praf și bugetul euro. Adică, haideți să discutăm pe chestia asta dincolo de teorii. Care sunt lucrurile extraordinare pe care le aduceți, atât având în vedere că investițiile străine s-au înjumătățit, în timp ce dincolo, în celelalte țări, au crescut. Pe mine nu mă interesează popular sau social-democrat. Pe mine mă interesează ce văd. Da? Timp de 20 de ani că am fost în NATO, nici unii, nici alții n-am putut să facem măcar legislația ca să doborâm o amărâtă de dronă căzută prin Dobrogea. Mă uit la autostrăzi. Bani europeni pentru Sibiu-Pitești, nu, domnule, că de acolo nu se poate fura, las că facem din bugetul propriu. Acum, când ne mănâncă foarte tare în palmă semnul rusesc, noi așa ne dăm seama că n-am legat Moldova ca infrastructură de mobilitate militară, dacă vreți, da? De tot ce înseamnă aparatul de apărare. Ok? Acum aflăm că în sfârșit ne gândim cu bulgarii, nu-i așa, și ei la fel de deștepți ca și noi, pe plan de asta de mobilitate militară, să mai facem un pod peste Dunăre, să poată și tancurile alea, dacă Doamne ferește, vin idioții de ruși. Adică, cumva, dincolo de teorie, va trebui cumva să livrați și stânga și dreapta. Nu ați livrat. Că dacă ați fi livrat, n-am fi fost țara cu foarte mari resurse, nu-i așa, și penultimii din Europa. Mai mult decât atât. Mă uit la energie. Păi dați-mi voi, avem cea mai scumpă energie din Europa. De ce? Am plafonat. Acum plafonăm totul. Dacă vreți să știți ce înseamnă plafonarea, veniți un pic prin Oradea și prin Satul Mare și prin Arad, să vedeți cum vin cetățenii din Ungaria, unde s-au plafonat prețurile, ca să cumpere produse din România. Adică plafonarea înseamnă acel mercurial pe care un deștept, mă rog, de la Finanțele Ministerului Agriculturii, spune, domnule, stai că știu eu mai bine despre ce e vorba în economia reală. Și dacă vă uitați în guvern și în Parlament, iarăși, să mă ierte Dumnezeu lui Teodosie, dar eu cred că 80% ar muri de foame dacă ar intra în economia reală și n-ar avea voie să dea telefoane ca să-ți bage o pilă la angajat. Asta este. Asta este opinia noastră despre ce se întâmplă în politica românescă. Vă rog, domnule Balaneș. Dacă permiteți. Da. Știți care e ideea? Că ironia face că eu vin tot din economia reală, iar existența mi-o câștig și anii de zile pe care am până acum i-am petrecut în mediul privat și tot acolo mă voi întoarce după acest mandat de secretar de stat. Dar vă rog frumos, haideți să clarificăm câteva chestiuni. Ați spus de chestiunea legată de contractele part-time. Păi, în primul rând, sunteți dezinformat, cu tot respectul. Ați făcut referire la contractele part-time pentru ceea ce înseamnă studenți. Dacă o să vă uitați în cadrul legislativ, o să vedeți că sunt câteva categorii care sunt exceptate de la această chestiune, printre care și studenții. De aceea, studenți, stați un pic, că nu sunt numai studenți. Sunt exceptați studenții. Dumneavoastră ați făcut referire la studenți. Iar aceștia sunt exceptați. Și la studenți. În această speță. Nu intră în această categorie a contractelor. Și da, din punctul meu de vedere, mă interesează și atenție că eu cred că s-a discutat mult, dar văd că nu suficient de mult încât lucrurile să fie clare. Reglementarea respectivă face referire doar la cei care nu reușesc să cumuleze salariul minim pe economie din mai multe contracte part-time dacă le au. Da? Deci, din punctul acesta de vedere, doar anumite categorii au fost, să zicem, sub efectele acelui cadru legislativ, iar efectul
impactul direct în economia românească și pentru angajații respectiv a fost acela de creșterea numărului de contracte de muncă. Și dacă tot discutăm de economia reală, asta se întâmplă, să știți. În economia reală sunt încă oameni care sunt angajați la negru sau la gri, iar această măsură a ajutat pe acei angajați și de obicei sunt acele categorii care sunt angajate cu salariul minim pe economie sau salarii foarte mici. Și din punctul meu de vedere, da, noi trebuie să protejăm acel cetățean, ca acel cetățean să poată să aibă contribuție la ceea ce înseamnă sistem de pensii, sistem de asigurare de sănătate și așa mai departe, nu să fie exploatat. Aoleu, dar nu vorbiți de pensii, că intrăm în pensiile speciale, păi nu, ați dat o lege care intră în vigoare peste 49 de ani, despre ce vorbim? Să nu ne mințim în față. PSD a dat o lege prin care pensiile speciale vor fi tăiate peste 49 de ani. Tocmai de aceea, nu vreau să ne mințim și vreau să aducem datele reale, cele care sunt negru pe hârtie și cele care se aplică. Făceați o referire la ceea ce înseamnă componenta de investiții străine în România. Și dacă îmi permiteți, o să vă citesc câteva chestiuni. Pe ceea ce înseamnă evoluția, graficul de investiții, îmi pare rău că nu pot să șeruiesc, să vadă și telespectatorii. În 2020 discutam de undeva în jur de 3 miliarde de euro investiții în România. Și a fost și anul pandemic. În 2019 discutăm de 5,2, 2018 5,3 miliarde de euro investiții directe în străine în România. Iar în 2021, 2022 și 2023 discutăm de 8,9, 9,4 și 10 miliarde de euro. Deci discutăm practic de aproape o dublare a investițiilor străine în România de când Partidul Social Democrat se află la guvernare. De asta vă rog, haideți să fim foarte atenți la ceea ce afirmăm în spațiu public, pentru că datele statistice din spate, care reflectă ceea ce spuneți dumneavoastră și definiți ca economie reală, ne arată cu totul altceva. De unde aveți datele acestea, domnule Balaj? O simplă căutare pe ceea ce înseamnă internet în timp ce ascultam intervenția de mai devreme. Dacă mi este permis, uitați-vă pe Ziarul Financiar și vedeți graficul de evoluție, evoluția fluxului net de investiții străine directe în România în ultimii 10 ani. E prima căutare care a apărut și dacă o să vă uitați, o să vedeți că sunt și altele în spate. Păi, dumneavoastră îmi spuneți din ultimii 10 ani. Eu mă uit de când e coaliția de guvernare și văd datele BNR. Văd datele BNR, uitați niște date de anul trecut. Investițiile străine în România au scăzut cu 13% în primele 6 luni ale lui 2023. Față de când? Față de perioada similară anului anterior, cu un an înainte de 2022. Cu tot respectul, eu v-am oferit date anuale. Care este volumul anual de investiții în România din 2018 până acum de curând, iar dumneavoastră ați prezentat doar o perioadă de 3 luni de zile, comparativ 3 luni de zile din anul acesta cu 3 luni de zile de anul anterior. Iar această chestiune nu este relevantă. Luați datele anuale. Bun, te rog, Sabin. E ciudat cum teoria bate practica, adică cel puțin la discurs, pentru că vorbea înainte și rămăsesem padator de impozitul ăsta progresiv. Păi impozitul ăsta progresiv în Germania, ca în toată lumea, nu se aplică decât cu anumite lucruri care stau așa ca niște stabilopost pentru buzunarul meu. De exemplu, există impozit minim la salariu minim. Noi plătim 42,5% indiferent dacă am 1800 de lei sau 3300 de lei sau am 180 de lei. 2%. Mie mi-e frică de impozitul progresiv făcut de PSD și o să vă spun de ce. Eu nu cred că va aduce toată suma aia de deduceri pe care o văd în Occident. Da? Să vă dau un exemplu, domnule, din economia reală. Am fost în Franța să cumpăr becuri. Acum câțiva ani. Becurile în România, chinezăriile alea, vai de mama lor, costau 3500 de lei. În Franța le-am luat cu 1200 de lei, dar erau becuri nemțești. Avionul 42 de euro, dus întors. Ok? Și m-am dus acolo cu un amic de-al meu care a cumpărat 30 de becuri pentru firmă și 10 becuri pentru casă. Pe facturi separate. Și la un minut după a bipăit telefonul. Și l-am întrebat așa, bă, dar ce s-a întâmplat? Am uitat să cumpărăm ceva, soția ta? Nu. Mi-a intrat TVA-ul înapoi. Adică vorbim despre diferențe imense în atitudinea statului, atitudinea instituțiilor față de antreprenori.
Ok? Aici, dacă vrei să ceri TVA-ul, o să-ți vină niște controle și dacă ai de primit TVA 1000 de lei, exact 1000 de lei va fi amenda. Ca altădată să nu cumva să-ți mai treacă prin cap să ceri TVA-ul. La majoritatea cazurilor, nu spun de excepții. Sunt și excepții, oamenii muncesc, cei de la fisc oricum sunt plini de dosare pentru că s-au angajat o grămadă de oameni în altă parte, dar nu în sănătate, fisc sau educație, s-au pus așa tot felul de chestii. Apoi, vorbeam de numirile politice. Ați luat un sindicalist care schimba prize și întrerupătoare prin fabrică, s-a făcut sindicalist, l-ați băgat deputat și după aia, fără nicio pregătire, l-a spus la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. După aia, șef la ANR, pe 12-14 mii de euro salariu. Și acum, ce să vezi, pleacă tot într-o funcție de asta undeva așa cu câteva mii de euro, pentru că, doar cum să lăsăm, că e partidul nostru. Aici este problema fundamentală în România. Pentru că România nu este decât o pizza foarte mare, din care unii iau salamul și alții coca de pe margine, căruia da. Nimănui nu-i place. Asta sunt niște realități cu care noi ne batem. Atunci când ne uităm la televizor și vedem, ca să dau și în partea alaltă, da, un tip care s-a internat în spitalul de psihiatrie ca să scape de pedeapsa cu executare, ia ca ce să-ți vezi, 22 de amânări și s-a prescris. Hai să vorbim despre asta pe față, nu să o luăm așa, că dacă vreți neologisme, nu uitați că am făcut filologia și pot să dau neologisme 15 minute fără să mă repet. Bun, vreau să-l salut. Vreau să-l salut și pe Ovidiu Nahoi. Foarte, foarte scurt, domnule Balanișcu, bineînțeles că vă permit. Vreau doar să-l salut și pe Ovidiu Nahoi, realizatorul emisiunii Zona Liberă. Dar tuturor, da, aterizat într-o discuție, văd foarte fierbinte. Da, imediat întreb, doar să-i dau dreptul la replică domnului Balanișcu, sigur. Dar scurt, că nu mai avem timp, domnule Balanișcu. Nu pot să-mi permit să intru într-un astfel de dialog, pentru că eu sunt inginer la bază și atunci, cu siguranță, dacă mergem pe această abordare, voi pierde cu ghilimele de rigoare din această perspectivă. Eu am spus despre Germania pentru că dumneavoastră ați folosit-o un exemplu anterior. Și dacă e să discutăm strict, iarăși raportat la ceea ce înseamnă pașii din punct de vedere economic, uitați că Germania, la finalul anului 2023, a înregistrat o creștere a cotei de inflație cu peste un punct procentual, dacă mi-aduc eu bine aminte datele, în timp ce România își păstrează în continuare, de când Partidul Social Democrat este la guvernare, trendul descrescător pe ceea ce înseamnă parte de inflație. Și ați spus de cei din Ungaria care vin și își fac cumpărăturile în România și de acea măsură legată de plafonarea prețului. Păi, stimate domn, uitați, exact asta a fost diferența. În Ungaria s-a aplicat o politică de plafonare a prețurilor în mod direct și asta a dus inclusiv la penurie de produse la raft, pentru că revânzătorul a scos produsul respectiv pentru că nu mai avea adaosul comercial încât să renteze. În România, diferența a fost că noi am aplicat o plafonare a adaosului comercial pe lanțul economic, astfel încât fiecare dintre aceștia să poată să își desfășoare activitatea din punct de vedere economic în continuare și nu am aplicat această chestiune către producător, către cel de la bază care stă și produce aceste chestiuni. Spuneați de sistemul de sănătate. Uitați că de blocă ceea ce înseamnă angajări în sistemul de sănătate din România. Tot Partidul Social Democrat, același partid care a și crescut salariile medicilor înainte de pandemie, a fost în cealaltă perioadă de guvernare. Bun, nu mai avem timp. Vreau să-i adresez măcar o întrebare cât mai apucăm și lui Ovidiu Nahoi. Ovidiu și-a anunțat PES candidatul pentru Comisia Europeană. Urmează congresul PPE la București. Ne așteptăm ca Ursula von der Leyen să fie reconfirmată în lupta pentru Comisia Europeană. Cum vezi bătălia, șansele, te rog? Da, intrăm în linie dreaptă cu candidaturile, cu acești spiță în candidat. Intrăm în linie dreaptă pentru campania electorală în vederea euroalegerilor. Sigur că da, sondajele, cum arată, așa cum arată acum, dau prima șansă Partidului Popular European de a rămâne cea mai bine reprezentată forță politică, însă fără majoritate.
Ei, și întrebarea de aici vine. Care va fi scorul pe care îl va realiza familia politică social-democrată? Cum se vor distribui mandatele în Parlamentul European pentru a vedea cum se va forma o majoritate? Putem să avem o comisie care va fi cumva apropiată, coloristic vorbind, de cea actuală, dar în funcție de performanțele politice ale socialdemocraților, ale liberalilor din Renew, dar și pe partea cealaltă conservatorii și extrema dreaptă, dar să nu uităm nici pe verzi, putem să avem o comisie mai asemănătoare cu cea de acum sau mai deplasată spre dreapta, poate cu o componentă conservatoare foarte importantă în această comisie. Și atunci vom vedea dacă Ursula von der Leyen va putea să-și păstreze postul de comisar european, de președinte al Comisiei, într-o configurație asemănătoare cu ceea ce avem acum, sau dacă vom avea o comisie deplasată mult mai la dreapta și atunci va fi altcineva președinte al Comisiei. Cam asta e ce se poate spune acum. Rămâne de văzut ce va aduce campania electorală și votul, bineînțeles. Așteptăm și congresul de săptămâna aceasta de la București. Îți mulțumesc, Ovidiu. Data viitoare poate avem mai mult timp, mai aveam câteva întrebări pentru tine, dar nu ne mai permite timpul. Sabin, îți mulțumesc, domnule Balanișcu. O să vă mai invit în formula aceasta, pentru că mai erau multe de dezbătut. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu titlurile ori. Doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct cu titlurile orei. Congresul PPE organizat de PNL în perioada 6-7 martie va face din București capitala politică a Europei. La eveniment vor participa președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar și 13 șefi de state și de guverne din Uniunea Europeană. Importanța evenimentului este dată nu doar de ambergura sa, dar și de agenda care va fi pusă în dezbatere, politici europene, dar și sprijinul pentru Ucraina. La Congresul PPE se va alege candidatul pentru președinția Comisiei Europene. Actualul primar al capitalei, Nicu Șordan, este de părere că e neserios ca PNL și PSD să facă un proiect pentru București în doar 3 luni, cât mai sunt până la alegeri. Ce e important e ca noi să avem un primar în funcție care în sondaje are 30-35%, 36% în ultimul pe care l-am văzut. Avem un partid, PSD, care are 30-35%, avem alegeri într-un tur. În alegerile într-un tur, oamenii votează util și asta o să fie meciul. Asta este predicția mea, a declarat Nicu Șordan duminică seară la B1 TV. Rata șomajului în luna ianuarie 2024 a fost în formă ajustată sezonier de 5,7%, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna decembrie 2023, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică. Reține în continuare atenția nivelul ridicat de peste 22,1% al ratei șomajului în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani. Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, în urma căruia și-au pierdut viața aproximativ 1500 de oameni și 11000 au fost răniți. România este în continuare una dintre țările cele mai expuse la seisme, acestea aflându-se în topul riscurilor de care se tem oamenii. Peste jumătate dintre români sunt îngrijorați că un cutremur sau, de ce nu, un incendiu le-ar putea afecta locuința. Cu toate acestea, la nivel național, doar una din 5 locuințe este asigurată, potrivit unei cercetări realizate de IRES la solicitarea UNSAR. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, califică drept o încercare de intimidare psihologică amenințările președintelui rus Vladimir Putin referitoare la utilizarea armelor nucleare. Întrebat într-un interviu cât de serios este Putin, care a vorbit joi despre un eventual atac nuclear care ar putea distruge întreaga civilizație, Joană a afirmat că este extrem de iresponsabil pentru o superputere nucleară precum Rusia, care are obligația de a
dea dovadă de reținere, face parte din arsenalul său de intimidare, a spus secretarul general adjunct al NATO. Nikki Haley l-a învins pe Donald Trump la alegerile primare republicane din Washington DC, prima sa victorie în fața fostului președinte în campania din 2024 pentru a deveni candidatul republican la președinție, informează BBC.com. Ea a pierdut în Carolina de Sud, statul său natal, dar ea este prima femeie care a câștigat un scrutin primar republican din istoria SUA. Atât în SUA, cât și în țările aliate, proprietarii minelor de uraniu lăsate în conservare au reluat operațiunile pentru a profita de creșterea cererii pentru combustibil nuclear, transmite Bloomberg. Cel puțin 5 producători americani au decis să redeschidă mine de uraniu în mai multe state, precum Texas, Arizona sau Utah, unde producția era la un ritm susținut până când guvernele și-au schimbat atitudinea față de energia nucleară după dezastrul de la Fukushima, scrie Profit.ro. Continuăm cu sport. Partida Șepsii Sfântul Gheorghe FC Voluntari din runda 29 a Superligii va avea loc de la ora 17, iar meciul Ucraiova Rapid se joacă de la ora 20. Ambele meciuri vor fi transmise în direct pe Prima Sport 1 și online pe primaplay.ro. Bineînțeles, golurile și toate fazele importante vor putea fi văzute în format live video pe site-ul primasport.ro. Ca de obicei, încheiem cu informațiile meteo. Temperaturile sunt cu mult peste cele normale în prima decadă a lunii martie în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade pe litoral și 19 grade în dealurile de vest. Doamnelor, domnilor, discutăm despre primăria Capitalei. PSD și PNL testează mai mulți candidați. Sunt declarații atât de o parte cât și de cealaltă. Avem și o întrebare pentru dumneavoastră, cei de acasă. Dacă PSD și PNL vor avea candidat comun la primăria municipiului București, ce scenarii credeți că sunt discutate în coaliție? Așteptăm niște decizii din partea coaliției. Răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp 0727-222-244. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la dezbatere. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, vă prezint invitații de la această oră. Din partea Partidului Social Democrat, Dan Cristian Popescu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Din partea Partidului Național Liberal, Diana Mardarovici, mulțumesc că ați acceptat invitația. Doamna Mardarovici, dacă ne auzim. Eu vă aud, bună ziua. Acum vă auzim și noi. Din partea AUR, Ana Predescu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Bun. O să încep cu dumneavoastră, domnule Popescu. Spunea și Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al partidului, partener cu dumneavoastră de guvernare al Partidului Național Liberal, spune că testați în momentul de față 6 nume, face sondaje pe 6 nume pentru primăria Capitalei. Bineînțeles, Gabriela Firea, Sebastian Burduja, să vorbim puțin și pe celelalte variante. Vă rog. Da, sunt mai multe propuneri în contextul discuțiilor între PSD și PNL la nivelul Bucureștiului, dar trebuie menționat că noi la PSD București avem un singur candidat, pe doamna Gabriela Firea, votată în unanimitate de filialele de sector. Acum, sigur, fiind într-o discuție cu partenerii de guvernare, sunt luate în considerare mai multe nume pentru a le testa popularitatea în rândul Bucureștilor. Și urmează să vedem ce spun sondajele. Eu personal înclin către un candidat politic, nu un candidat independent, s-au vehiculat mai multe nume de independenți, sigur, oameni cu cariere bune în domeniile lor de activitate, dar cred că trebuie să abordăm cu seriozitate. Dar ați luat în considerare un candidat comun, domnule Popescu?
Păi tocmai de asta, tocmai de aceasta se trezează mai mult în lume. Dacă era vorba doar de PSD, candidatul, așa cum am zis, era doamna Firea. Deci, fiind un candidat comun, se testează mai multe nume. Să vedem dacă vreunul dintre cele cinci nume are un scor mai bun decât doamna Firea. Eu personal nu cred, dar sigur bucureștenii vor spune prin sondaj ce opinie au. Da, pentru că l-ascultam pe domnul Rareș Bogdan, care spunea că Gabriela Firea n-ar mai fi în cărți sau că n-ar susține Partidul Național Liberal, dar poate ne clarifică doamna Mardarovici lucrurile acestea. Așa cum vă puteți imagina, este greu să susținem un primar care nu a performat. N-ar fi ceva nou. Doamna Firea nu este un candidat potențial, este un fost edil al municipiului București. Așa cum spunea și colegul meu de la PSD, acum suntem în etapa de stabilire a unui candidat care să poată rupe voturi de la Nicușor Dan. Din punctul meu de vedere, acest candidat nu este doamna Firea, este evident Sebastian Burduja, dar vom vedea care va fi decizia comună a celor două partide. Și eu înclin spre un candidat politic din motive evidente, pentru că experiența mea ca și consilier general, experiența PNL cu un candidat independent nu este tocmai una fericită și nu aș vrea să încep din nou, cu tot respectul față de oameni cu o experiență profesională extinsă în domeniile lor. Politica are și aspecte care țin de echipă, unde un candidat independent este mai greu să-și o formeze pe parcurs, așa cum am văzut la Nicușor Dan, nici până astăzi nu a reușit să-și facă o echipă competentă în jurul lui, ori un partid și un candidat politic are oameni cu experiență în jurul lui, oameni care au făcut administrație și are potențialul de a accesa rețeaua politică pe care o oferă partidul. Așa cum noi putem să luăm exemplele altor administrații liberale, cum este vorba de Oradea sau de Cluj, evident că candidatul, dacă ar fi un candidat PNL sau un candidat politic, colaborarea ar fi mult simplificată. Dar ar sta Sebastian Burduja mai bine în sondaje decât Gabriela Firea, de exemplu? Potențialul este ceea ce contează din punctul meu de vedere. Categoric, sondajele le-ați văzut și dumneavoastră. Să conteze și cifrele din sondaje, nu? Că de asta le-ați comandat. Întrebarea este de la 33%, cu cât în sus se poate duce doamna Firea. Din punctul meu de vedere, nu foarte mult. De fapt, așa cum spun cifrele acum, 36% l-aș sprijini pe Nicușor Dan. Eu cred că acesta este cam potențialul dumnealui maxim. După care urmează doamna Firea cu 33. Din punctul meu de vedere, doamna Firea are 33, este maximul pe care îl poate atinge. Și da, cred că un candidat, o a treia soluție, în momentul în care un candidat ar fi anunțat oficial și sprijinit de cele două partide, da, cred că poate lua mult peste 40%. Și a treia soluție reprezentată de candidatul Partidului Național Liberal. Spune. Corect, Sebastian Burduja. Pentru că a treia soluție e și prima soluție, dacă stăm să ne gândim că 3 ani și un pic ați fost acolo cu prima soluție, adică cu Nicușor Dan. Nu știu dacă aș pune la rând soluțiile, ca să spun așa, dar așa cum am mai repetat, pentru noi soluția Nicușor Dan s-a dovedit a fi una proastă și neperformantă și este o dezamăgire în esență. Fără a, din nou, intra în procese de intenție, nu, intențiile domnului Nicușor Dan sunt evaluate de noi ca fiind sub performante, ci capacitatea lui administrativă. Bun, mă duc și la doamna Predescu din partea AUR. Mulțumesc că ați acceptat invitația, doamna Predescu. Iată că se caută cea mai bună variantă PSD-PNL pentru primăria Capitalei, cea mai importantă primărie din țară, dacă stăm să ne gândim, și încearcă să-și maximizeze șansele.
Acum au apărut mai multe nume, ați văzut în ultima perioadă, primarul sectorului 5. Bine, aici m-aș duce cu discuția puțin mai larg. Familia primarului sectorului 5 vizează mai multe funcții. Fiul la sector, tatăl Piedone senior la primăria capitalei, Gabriela Firea, care vedem că nu renunță așa ușor la scaunul de edil al capitalei, Sebastian Burduja, aveți și dumneavoastră candidat pe domnul Enache, mă rog. Da. Știți ce este totuși amuzant din toată situația generată? Faptul că coaliția de guvernare a dinamitat puțin alegerile, le-a comasat din dorința de a pune în dificultate AUR și pare că s-au pus în dificultate pe ei înșiși. Pentru că, după cum observăm, au fost luați tocmai ei prin surprindere, neavând candidații prestabiliți și neexistând înțelegere în coaliție și mai ales în privința sectoarelor în București, dar mai ales în teritoriu, pentru că eu vin din teritoriu, sunt deputat de Brașov și știu ce înseamnă în teritoriu această indecizie a coaliției, pentru că Marcel Ciolacu și Ciucă au luat decizia comasării între ei doi, neconsultându-se și cu liderii din teritoriu, de unde iată și situația aceasta critică. Da, noi avem un candidat tânăr, un candidat nou în politică, neviciat de metehnele celorlalți candidați, care a demonstrat că este capabil să facă administrație publică, a fost în sectorul 4, are proiecte vizibile la care a participat și noi doar să știți că putem să stăm pe margine și să comentăm ce spunea colega de la PNL. Nu știu dacă este valabil, pentru că vis-a-vis de procentele prognozate, pentru că în politică, așa cum știm foarte bine, 2 plus 2 nu fac 4. Voturile vor fi clar scindate, chiar și cu un candidat al coaliției PNL-PSD nu vor obține voturile scontate, rezultatele scontate, pentru că așa cum am spus și anterior, PNL și PSD își trădează propriul electorat. Mulți dintre ei nu sunt de acord cu această candidatură comună. Există extrem de multe conflicte și vanități între partidele istorice PNL și PSD. Sunt și votanții lor fideli, nu doresc să participe la o astfel de alegere cu un candidat comun. Fiecare consideră că trebuie să-și joace șansele în cadrul partidului său, așa cum face AUR, care, iată, a venit cu un candidat nou, tânăr, fără notorietate foarte mare, însă este candidat propriu al AUR. Și atunci ce șanse are? Că spuneți că nu are o notorietate foarte mare. Am discutat săptămâna trecută în emisiune cu domnul Enache. Acum are un program așa pentru București puternic electoral, dar foarte greu realizabil, adică trebuie să fim serioși. Este șansa lui de a demonstra că poate să susțină proiectele pe care și le asumă printr-o campanie electorală scurtă, într-adevăr, mulțumită coaliției de guvernare, dar cu siguranță există acea intenție de vot care, datorită sau din cauza căreia a avut loc și această comasare, intenția de vot masiv către AUR, chiar și pe București, care a speriat coaliția de guvernare și a determinat comasarea alegerilor. Da, uitați, apropo de ce vă spuneam mai devreme, am în față programul domnului Enache pentru București. Cum realizează domnul Enache, de exemplu, capitala unificată? Cum va extinde Mihai Enache capitala, incluzând și zone din județul Ilfov? Este vorba ca și la aici, chiar ați ridicat o minge la fileu, pentru că eu venind din Brașov, avem acele orașe care fac parte acum din zona metropolitană a Brașovului, cum sunt Podlea, Ghimba, Vrâșnov, Zărnești, care beneficiază de proiecte comune care să nu lase în urmă, să nu permită lăsarea în urmă a localităților. Exact același principiu este gândit inclusiv pentru București. E o diferență fundamentală.
fundamentală. Este deja integrat în București. Da, dar e o diferență fundamentală, pentru că dumneavoastră vorbiți de orașul Brașov și de localitățile limitrofe, dar care fac împreună parte dintr-un județ, respectiv din județul Brașov. Și aici vorbim despre o capitală, despre București și zone limitrofe care aparțin de alt județ. Păi, luați de exemplu Otopeniu. Eu stau în zona de, stau în București, de exemplu, da. Dar la graniță cu Otopeni, mă desparte un pod. Sunt discrepanțe extraordinar de mari între zonele de dezvoltare din jurul Bucureștiului, ca și între sectoare. Din punctul meu de vedere, Bucureștiul ar trebui să aibă un primar. Cum ar integra, domnule Nache, Otopeniu în București, de exemplu? De exemplu, Bucureștiul, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă un primar unic și 6 viceprimari. Tocmai pentru a primar de sector. O gândire unitară din punct de vedere al dezvoltării capitalei. Sunt sectoare cu mult lăsate în urmă și vă mărturisesc pentru că locuiesc și în sectorul 1, am ajuns noi din sectorul 1 să fim invidioși pe cei din sectorul 4, de exemplu. Din cauza ritmului dezvoltării care are loc și a infrastructurii și a condițiilor. Deci primar unic și să nu mai fie primar de sector, să fie 6 viceprimari în subordinea, bineînțeles, primarului. Este un mod idealist de a gândi o dezvoltare coerentă, corectă. Bun. Pentru dar, București. Dar să vedem ce părere au și, să vedem ce părere au și partidele istorice, așa cum le-ați numit despre ideea asta pe care ați lansat-o. Vă rog, domnule Popescu. Domnule Popescu, dacă ne auzim. Stați că nu s-a auzit întrebarea, dacă puteți să repeta. A lansat doamna... Doamna Predescu o teză cu primar unic, să nu mai existe primari la sectoare, să fie 6 viceprimari. Se poate discuta, sunt tot felul de variante care pot fi luate în calcul și sunt argumente pro și contra pentru toate variantele. Doar că acum avem niște alegeri pentru 7 primari în București, 6 de sector și 1 general. Deci, acum, candidații ar trebui să se raporteze la situația actuală. Că se va schimba în viitor, nu știu, posibil să se schimbe. Se discută oricum despre o reorganizare administrativă mai amplă la nivelul țării și probabil că atunci se va lua în calcul și o reorganizare a Bucureștiului. Eventual, nu e o... nu este un lucru cert. Azi avem alegeri pentru consilierii și de sector, pentru consilierii generali, pentru primarii de sector și pentru primarul general. Unde în foarte multe zone din București se cere această schimbare, pentru că și aici sunt de acord cu doamna Predescu, sunt sectoare foarte rămase în urmă, sectorul 1, sectorul 2, cele mai rămase în urmă. Și sigur probleme la nivelul Bucureștiului care țin de competența primăriei generale nerezolvate. Cred, dacă vreți să intrăm puțin în discuția despre București, cu toate că n-a început campania electorală, opinia mea este că Bucureștiul are nevoie de un plan. Da. Un plan de dezvoltare pe care să-l agrem cu toții forțele politice și să ne ținem de el eventual. Pentru că astăzi, și aici îi dau cumva de dată doamnei Predescu, vedem dezvoltări în 6 direcții, care nu totdeauna sunt compatibile. Mi-aș dori și eu în București care să nu mai aibă 6 feluri de borduri, 6 feluri de bănci, 6 feluri de diverse infrastructuri, diverse tipuri de infrastructură locală și aici zic că este rolul primarului general care trebuie să își manifeste poziția și pârghile pe care le are, să facă echipă cu primarii de sector în situația actuală, repet, și să ne ofere nouă cetățenilor Bucureștiului un oraș mai unitar, un oraș cu perspective clare și planificate de dezvoltare. Nu putem să luăm măsuri de pe zi pe alta, așa cum credem, chiar dacă poate o măsură e bună, ea dacă nu este foarte bine explicată și nu este anticipată de mediul de afaceri și de cetățeni, se poate transforma într-o măsură pur asta.
Bun, doamna Mardarovici, vă rog, am citit câte ceva din, din programul acela, dar hai, hai o părere și de la dumneavoastră pe ce spunea doamna Predeș. Sigur, despre reforma administrativă a municipiului București s-a vorbit mult în ultimii 20 de ani, nu este o noutate pentru nimeni, însă vă aduc aminte că o astfel de reformă poate fi făcută de Parlamentul României, în niciun caz de primarul general. Astăzi, într-adevăr, îi dau antevorbitorului meu dreptate, vorbim de un primar general și 6 primării de sector și județul Ilfov. Pentru că, da, într-adevăr, o colaborare este necesară și mai mult decât atât faptul că actualul primar nu a putut să colaboreze cu primarii de sector și cu primarii din județul Ilfov, s-a văzut. E nevoie de un om care poate vorbi cu un număr cât mai mare de edili, un om care să poată integra dincolo de ceea ce spune codul administrativ. Pentru că noi avem asociații de dezvoltare București-Ilfov nenumărate. Însă, dacă nu există colaborare sau voință de a pune în practică acele proiecte din punct de vedere al executivului, nu al legislativului, din păcate rămân niște planuri frumoase cu niște machete deosebite în randare. Din acest motiv cred că un candidat comun ar fi binevenit pentru că ar putea să colaboreze cu mai mulți primari din Ilfov, chiar și cu Consiliul Județean Ilfov, ar putea să colaboreze cu mai mulți primari de sector din municipiul București, să schimbe bune practici, iar în ceea ce privește pârghiile pe care le are un primar general, un primar general și astăzi poate lua decizii referitoare la cum să arate Bucureștiul la nivel estetic și unitar, doar că nu face asta. De la ce poți să faci până la face efectiv, e cale lungă, se pare. Dau dreptate. Astăzi vorbim de două curente în ceea ce privește reforma administrativă a municipiului București, centralizarea pe care o expunea doamna mai devreme sau descentralizarea. Ambele au avantaje și dezavantaje, iarăși cred că vor face subiectul unei dezbateri în Parlamentul României. Bun. Ați susține-o în cazul în care sondajele arată la Gabriela Firea o potențială creștere sau un potențial de creștere. Sebastian Burduja n-ar obține foarte multe voturi în pozele astea de moment care vor fi discutate pe masa coaliției. Hai să spunem nu neapărat Gabriela Firea, dar ați susține candidatul PSD? Ați face, doamna Mardarovici, campanie pentru candidatul PSD? Ați ieși în stradă în campanie să dați pliante, să strângeți semnături pentru candidatul PSD? Am făcut asta pentru Clotilde Armand, am făcut asta pentru Șordan. Da. Sunt convinsă că candidatul care va fi ales va fi un candidat potrivit. Mi-ar fi greu să fac acest lucru pentru fostul edil Gabriela Firea, pentru că au fost atât de multe greșeli pe care le-am subliniat în fosta campanie electorală. Păi tocmai de asta zic, pentru că PNL data trecută la Primăria Capitalei și-a format campania tocmai pe anti-PSD, anti-Gabriela Firea, îl susțineați atunci PNL-ul condus de Ludovic Orban, care, apropo, acum liderul Forța Dreptei a anunțat oficial că îl susține pe Nicușor Dan pentru încă un mandat. Practic, domnul Orban, fostul lider PNL, nu s-a dezis de Nicușor Dan. La un moment dat nici Partidul Național Liberal, de asta zic că schimbarea e foarte bruscă la Partidul Național Liberal. E foarte interesant că lumea îmi tot spune că e bruscă, dar păi noi am dat cele 10 puncte, cele 10 puncte acum un an. Stați acum puțin. Un an i-am solicitat domnului Nicușor Dan să accelereze proiectele pe 10 puncte vitale pentru bucureșteni. Acum un an am tras un semnal de alarmă cum că primarul nu a implementat promisiunile pe care le-a făcut alături de noi în campanie electorală și nu livrează ceea ce am promis. Nu este nicio noutate nemulțumirea pe care o avem pe față de executivul primăriei. Nu este o noutate, cel puțin pentru cei care au fost atenți
acces la comunicările noastre. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, doamna Mardarovici. Da, bun, din punct de vedere al celor 10 puncte transmise către Nicușor Dan și așa, de acord, i-ați trimis în urmă cu un an de zile. Dar la nivel declarativ, în noiembrie și în decembrie 2023, inclusiv la Prima News, Nicolae Ciucă, Rareș Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, oameni influenți din Partidul Național Liberal, inclusiv liderul, repet, spunea că l-ar susține pe Nicușor Dan cu condiția ca acesta să se înscrie în Partidul Național Liberal în decembrie. Și există un motiv simplu pentru asta, pentru că experiența pe care o are Partidul Național Liberal l-ar fi ajutat foarte mult să accelereze din decembrie până în ianuarie pentru următorii 4 ani chiar. Dar aici vorbim de alte lucruri. Înțelegeți dumneavoastră, noi nu putem, noi era nedrept față de Nicușor Dan, cel puțin apropo de problema pe care o avem cu independenții și ce spuneați mai devreme. Experiența noastră cu independenția noastră a PNL-ului nu este tocmai una fericită. De asta nu cred că va fi cazul unui independent. Dacă Nicușor Dan se înscria în decembrie în Partidul Național Liberal, mai contau cele 10 puncte neatinse numărate în ianuarie? Eu cred că dacă s-ar fi înscris, cred că am fi mai avut un viceprimar de la PNL, cred că am fi putut face reorganizarea primăriei, cred că am fi putut face un buget normal al primăriei generale și cred că un angajament pentru viitor ar fi fost unul credibil. Dar iarăși aici speculăm ce ar fi fost dacă. Vedeți, noi nu puteam să spunem că renunțăm la primarul general sau îl susține pe primarul general peste noapte. Nu ar fi fost corect față de el. I-am dat toate oportunitățile de a lucra împreună cu Partidul Național Liberal și cu oamenii care au atât de multă experiență în administrație publică locală. Având în vedere că nu s-a putut, alegem să mergem pe căi separate. Mai ales, iarăși, și aici îi dau dreptate antevorbitor. Nu e vorba de om, e vorba de plan. Ce vrei să faci din orașul ăsta? Ori direcția în care mergea Nicușor Dan nu este direcția în care vrea Partidul Național Liberal să se dezvolte Bucureștiul. Vă temeți de fapt, de aur, doamna direcția în care merge Nicușor Dan? Vă temeți de aur? Nu mi-e frică de nimic, stimați. Nu dumneavoastră mai mult personal, de, politic de, vorbim. De aur, nu. Eu cred că aur și asta știe și aur și USR. Aur ia voturile antisistem de la USR. Probabil că vom vedea o descreștere a procentelor USR în aceeași măsură în care e vorba de o creștere aur. În București, însă, aur nu este sub nicio formă, nicio amenințare și nici măcar în... Dar respect votanții tuturor partidelor, vreau să mă înțelegeți. Eu sunt basarabeancă. În ceea ce privește liderii AUR, nu este prima mea experiență în a-i auzi și a-i vedea. Din fericire, în Basarabia noi am înțeles cine sunt. În România, la un moment dat, se va înțelege acest lucru. Ați înțeles cine sunt? Ce vreți să spun? Intrăm pe terenul ăla cu prorușii, intrăm pe terenul ăsta? Știți, fiecare are convingerile lui. Din punctul meu de vedere, este un lucru demonstrat. A spus că nu pentru că deja guvernul Republicii Moldova a spus asta, da, pentru că eu am încredere în oameni. Așa cum basarabenii au văzut adevărul, nu vă temeți de avansul aur. Spuneați că nu vă temeți de avansul aur, însă toată retorica asta legată de comasare, legată de liste comune la europarlamentare, liste comune poate și pentru locurile unde se poate face o alianță electorală PSD PNL prin țară, poate și la primăria capitalei se discută despre un candidat comun. Unul dintre argumentele cu care a defilat coaliția și cei doi lideri e stoparea extremismului. Și acum, mergând pe ce ați spus legat de aur, înțeleg că e totuși o teamă acolo de partidul extremist cu ghilimelele de rigoare, ca să citez cât mai exact din cei doi lideri. Acum, cât de extremist e aur, cât de neextremist, aici e altă discuție. Doar că mi-a spus mai devreme că PNL nu se teme de avansul aur. Eu v-am spus că la București nu este cazul să ne fie frică, dar chiar în țară, nu, dar în țară... n-am nicio...
În țară este alt subiect, în țară dau dreptate, există o mișcare extremistă, un vot antisistem puternic. Din fericire și sunt convinsă că românii vor înțelege despre ce este de fapt acest partid. Vă rog, doamna Predescu. Da. Păi, vreau să îi spun în primul rând doamnei Diana că votanții AUR organic nu vin de la USR, vin chiar de la partidul domniei sale, de la PNL, de la PSD și pot să depun mărturie în acest sens vis-a-vis de consilierii care au venit la Brașov. Am 16 consilieri care au trecut în ultimele 3 săptămâni la AUR Brașov, organizație condusă de mine, inclusiv de la PNL, partidul de guvernare. De ce ar veni oameni de la Partidul Național Liberal, partid aflat la guvernare, într-un partid din opoziție? Nu? Că de la alte partide ideea să spune că s-ar înțelege de la Pro-România, PMP, pentru că nu mai au organizații, nu mai au structuri, nu mai au lideri. Dar de la partidele de guvernare ar trebui să fie un semnal de alarmă, în primul rând, faptul că migrează consilierii către noi. Și oameni, activi de partid, nu doar cei aflați în funcții în consilieri. Da, pot să vă răspund? Îmi dați voie să vă răspund? Mișcarea extremistă, mișcarea extremistă de care povestea doamna Diana spunea că este o mișcare antisistem. Nu este o mișcare extremistă să fie antisistemul care distruge România de 30 și mai bine de ani și mai ales în ritm accelerat în ultimii ani în care a intrat la guvernare PSD și PNL. Ultimele măsuri ne demonstrează acest lucru. E vorba o mișcare suveranistă. Există o diferență de termen aici. Suveranistă, da, este. Eu sunt, fac parte dintr-o mișcare suveranistă. Extremistă în niciun caz. Nu am nici măcar profilul acum, de om extremist. Acum, doamna Predescu, nu mă refer neapărat la dumneavoastră, însă aveți membri în partid care prin declarații și așa pot fi mai mult decât suveraniști. Sau, uitați că vorbeam de promisiuni, că plecasem de la Primăria Capitalei. Vă citesc tot din programul candidatului dumneavoastră. Capitala liberă, indiferent ce altă pandemie va apărea, adică fix vă reamintesc și le reamintesc celor de acasă și trebuie să recunoaștem, AUR este un partid care a crescut pe valul ăla al pandemiei, pe valul împotriva măsurilor restrictive date de guvern. Ne amintim protestele, mișcările AUR de la acea vreme. Și spune așa, da, domnule Enache. Da, iată urmarea rezultatelor închiderii școlilor, da, măsurilor de restricționare. Și spune așa, domnule Enache, capitala liberă, indiferent ce altă pandemie va apărea, Bucureștiul va rămâne un oraș deschis. Respingem orice măsură de restricționare a drepturilor și libertăților bucureștenilor. Păi își cam asumă viețile oamenilor dacă vine o pandemie mortală, doamna Predescu. Păi, în pandemia pe care tocmai am trecut-o a fost despre viețile oamenilor sau despre măsuri care veneau să limiteze drepturile fundamentale ale omului? Nu doar la noi, doamna Predescu, în toată lumea au fost măsuri restrictive. E foarte constat și iată că rezultatele ultimelor analize, inclusiv ale medicilor de renume, inclusiv medicul șef din administrația SUA a declarat că tot ce ține de vaccin și măsuri și pandemie a fost de fapt o greșeală. Prin urmare, AUR a fost singurul partid care a luat apărarea cetățenilor, care a militat pentru acea încălcare gravă a drepturilor și libertăților cetățenilor. Eu nu eram atunci membru AUR și m-am declarat total împotriva acelor măsuri, nu mai spun de obligativitatea efectuării acelor vaccinuri. Ce voiam să spun legat de candidați? Păi până se hotărăște coaliția de guvern dacă va avea candidat comun sau nu și crescând astfel de fapt șansele actualului primar Nicușor Dan, pe care nu-l mai susțin să câștige primăria, Mihai Enache se află pe stradă, da, între cetățeni în București, acum 3 ore la un spital desfințat de o fostă guvernare pedelistă pe vremea lui Boc în 2011 la spitalul Caritas, da, care a ajuns o mină pradă probabil rechinilor imobiliare. Mai avem un minut, vreau să-l întreb și pe domnul Popescu. Ați ieșit în stradă să strângeți semnături, să faceți campanie pentru un candidat PNL, indiferent cum se numește, că se numește Sebastian
Bogdan Burduja sau cum se numește, și dacă ați face acest lucru, poate și de frica AUR, așa cum spun cei de la AUR. Vă rog. Da, dacă este un candidat, cu toate că nu văd din numele puse în sondaj, nu văd un candidat care să depășească pe doamna Firea, dacă ar fi un candidat cu scor mai bun decât al doamnei Firea, da, în contextul unui candidat comun aș merge să îi fac campanie. Pe de altă parte, să vă răspund și la a doua întrebare, nu cred că se pune problema unui candidat împotriva candidatului altui partid, pentru că s-a văzut că astfel de politici sunt păcuboase. Am văzut în 2020 o campanie PNL plus USR care își propunea un singur lucru, să nu mai fie doamna Firea. Este perdant să faci politici publice în acest mod, pentru că faptul că nu mai e doamna Firea nu a încălzit cu nimic nici la propriu, nici la figurat bucureștenii. Ar fi trebuit să vină cu un plan, domnule, vrem să facem aceste lucruri. Iarăși, e ușor să spui după 3 ani, domnule, 10 puncte. Dar de la început, domnule, planul nostru este ăsta. Nu venim cu candidatul pentru a nu mai fi alt candidat. Și acum să venim cu un candidat pentru primar, pentru a nu mai fi domnul Nicușor Dan sau pentru a nu fi AUR sau pentru a nu fi altceva, ar fi iar o politică perdantă. În momentul în care se va fi un candidat comun al PSD și PNL, sau doar un candidat PSD, bun, vă asigur că se va veni cu un program pentru București și pentru București. Bun, îl așteptăm și o să-l dezbatem. E un super an electoral, o să apară programele tuturor partidelor, o să le dezbatem. Vă mulțumesc, domnule Popescu, doamna Predescu, da, doamna Mardarovici, vă mai așteptăm la Prima News. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Am început această oră ceva mai devreme, o încheiem ceva mai devreme. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Prima News. Rămâneți cu noi.